Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a știrilor Mondo TV. Nu este nimic mai groaznic decât să îți conduci pe ultimul drum propriul copil, cu sufletele sfâșiate de durere, familia, colegii, prietenii, dar și zeci de oameni care au aflat de tragedia din colectiv, au venit în tăcere să-i fie alături lui Radu Sinert, aproape pe ultimul drum. Condoleanțe familiei îndurerate. Tragedia din clubul colectiv s-a scris și cu viața tânărului de doar 22 de ani din Petroșani, Radu Sinert. A vrut doar să asculte muzică de bună calitate, dar asta l-a costat viața, iar joi la prânz, curtea paraclisului Catedralei Sfântul Ilie a fost pur și simplu neîncăpătoare. Zeci de oameni au asistat în tăcere la slujba de înmormântare și s-au rugat pentru odihna lui Radu. Unii l-au cunoscut personal, alții au fost colegi, unii profesori, alții îi cunosc părinții și au trăit în cele 4 luni și jumătate de chin alături de drama lor, dar toți au vrut să își arate compătimirea. Este nedrept că s-a întâmplat așa, mai ales că toți au avut speranța că Radu se va face bine și într-o zi vor fi din nou împreună. Nu a fost așa și joi la Petroșan, pe un drapel tricolor, câțiva tineri ce purtau banderole tricolore veniți tocmai din București, i-au scris ultimele gânduri lui Radu, acel tânăr student la ASE în București, colegul și prietenul lor. Radu s-a stins la Spitalul Floreasca din capitală, el fiind victima cu numărul 64 din clubul colectiv. Rămas bun și drum lin spre cer. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Situația din subteranele Văijiului tinde să se schimbe în bine și asta au observat inspectorii ITM care au făcut ultimele verificări în câteva mine care nu mai aveau nici puțurile verificate. Situația s-a îmbunătățit și după ce s-au recuperat piese din subteranul de la Petrila, iar lucrurile par să evolueze înspre bine. Inspectorii ITM au avut și surprize plăcute la ultimele controle, când în minele verificate au găsit lucrurile în ordine. Nu mai sunt utilaje neverificate, nici fluxuri tehnologice defectuoase și lucrurile par să se îndrepte. Am mers un pic cu teamă în controlul de la Lone, am așteptat cu teamă răspunsul la nota noastră de la Livezeni, dar într-adevăr e îmbucurător că Livezeni a reușit să-și expertizeze și să-și facă reglajele la cele două puțuri principale, auxiliar și puțul cu schip. Acum mai au un puț scadent în martie, sperăm lucrurile să meargă în continuare spre bine, să-și facă verificarea și la acest puț. La mina Lonea au fost și lucruri bune, chiar spuneau colegii mei că de mult nu au văzut un flux așa de bine pus la punct, deci au reușit să planeze, să curețe, să completeze cu role și au adus de la Petrila suportul de bandă, role, și au reușit să-și mai pună la punct fluxul cu benzi și abatajele nu arată foarte rău. Nu sunt toate bune și inspectorii de muncă le atrag atenția celor din minerit că orice greșeală poate să aducă consecințe grave și deosebit de grave. De exemplu, la Lonea, un singur compresor e cu verificările în termen. Funcționează cu 4 compresoare, dar 3 compresoare nu sunt verificate, nu sunt cu schimbul de ulei și am înțeles că există acum o problemă pe partea aceasta de compresoare, că cel care furnizează serviciile, materialele, uleiul, filtrele, firma nu mai vrea să facă acest lucru. Complexul energetic Hunedoara a fost preluat de un administrator judiciar și unul special și situația este deosebit de delicată. Inspectorii ITM însă le cer minerilor să fie foarte atenți și să respecte toate normele de protecție a muncii. Se circulă cu restricții impuse doar de traficul intens în defileul Jiului. Nici în zilele următoare, deși încep lucrările de reabilitare, nu se impun restricții de circulație. Deocamdată se face amenajarea de șantier și lucrările de acum nu necesită sistarea traficului. Lucrările de reabilitare a arterei din defileul Jiului au început. Drumarii au discutat cu constructorul despre posibilitatea închiderii traficului rutier, dar deocamdată nu se impun astfel de situații și șoferii sunt anunțați că pot circula doar cu restricții impuse de natura drumului. Se circulă normal, cu respectarea semnalizării încă valabilă de ieri. S-a întocmit mănâncul de trafic pentru a începe lucrările pe defileul Jiului. Deocamdată nu se pune problema închiderii. Totuși, drumarii vorbesc despre zone marcate ca periculoase, pentru că nu a fost finalizată operațiunea de montare a plaselor de protecție în toate locurile în care se impune asta. Mai cad încă pietre în zonele unde nu s-au terminat montatul plaselor și barierelor. Lucrările din defileul Jiului sunt executate de o firmă spaniolă, Copisa, iar proiectul are o valoare de 185 de milioane de lei. Drumul trebuia finalizat până în luna decembrie anului trecut, dar au fost sistate din 15 decembrie, din cauza vremii nefavorabile.
APASERV este primul operator din România care a finalizat prima parte a proiectului de investiții și deja a început etapa a doua. Asta recomandă firma din Valea Julii la nivel național, iar săptămâna viitoare operatorii din zona bazinului Jiu-Olt vor veni la Petroșani. La APASERV s-au finalizat o serie de etape ce pot fi considerate pionierat în sistemul de telecitire, de plata online a facturilor și chiar și prima parte a programului de reabilitare a rețelelor de apă și canalizare. Acum se desfășoară și cea de-a doua etapă și, ca urmare, în perioada următoare în Valea Jiului va avea loc reuniunea în care se vor discuta despre efectele pe care le-a avut implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Sub egida Asociației Române a APEI, Comitetul Bazin Jiu-Olt face săptămâna viitoare 25-26 un simpozion la Petroșani în care vor fi prezenți toți operatorii din acest bazin, vor fi prezenți și directorul general din Ministerul Fondurilor Europene, cel care se ocupă de POIM, vor fi reprezentanții ai Jasper, firma de consultanță a Uniunii Europene, și se va discuta stadiul implementării proiectelor atât pe post-mediu, cât și analiza stadiului POIM 2014-2020. Noi suntem unul din operatorii privilegiați, în sensul că suntem primii în România care au început acest proiect. Pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, APASERV figurează ca un statut aparte și în luna mai se va semna contractul de finanțare, ceea ce arată că se pot demara lucrările din partea a doua a proiectului. Turiștii care vin în Straja au începând din această lună un mijloc modern de informare pentru a afla cele mai bune oferte din stațiune. Evenimentele desfășurate aici, dar și traseele pentru care pot opta în timpul șederii în Munții Vulcanului. În imediata apropierea stației de embarcare a telegondolei din Lupeni, funcționează începând din această lună un modern centru de informare și promovare turistică. Centrul de promovare și informare turistică a municipiului Lupeni este făcut pentru promovarea turiștilor din țară, nu numai din Valea Jiului, fiindcă, după cum bine cunoașteți, în Straja sunt foarte mulți turiști atât din țară cât și din Valea Jiului. Și mi-aș dori din tot sufletul ca stațiunea Straja să fie promovată cât mai bine. Prin acest centru de informare 100% vor fi informați toți turiștii mult mai bine, vor ști locurile de cazare care sunt libere, ce clasare are fiecare pensiune din Straja și dumnealor vor putea veni cu siguranța că pârtiile sunt funcționabile sau nu. La modul general, investitorii din Straja sunt de bună credință și privesc foarte bine venit orice lucru care este în favoarea turismului și nu numai, fiindcă aceste lucruri sunt în favoarea cetățenilor înainte de toate. Nu trebuie să uităm că, în ciuda faptului că nu am avut o iarnă atât de bogată anul acesta, am avut peste 2000 de angajați în Straja.
Stațiunea Straja ar putea să fie și poate să fie, eu zic că este în momentul de față, nu că ar putea sau poate să fie, eu zic că este în momentul de față, dacă gândim serios și la nivel național se gândește la fel de serios la această stațiune, fără să încercăm să punem piedici în roate tot timpul, că noi românii așa suntem învățați. Când merge, când ceva merge bine, suntem învățați să încercăm prin toate căile să punem piedici. Nu este normal, trebuie să ne uităm la fiecare pensiune care este în Straja, fiecare pensiune are 5-6 angajați, ori acești angajați trebuie să trăiască, trebuie să înțelegem că țara se dezvoltă numai prin numărul locurilor de muncă care se creează. Eforturile primăriei municipiului Lupeni, susținute de deputatul Cristian Resmeriță, au fost sprijinite în ultimii ani de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Stațiunea Straja a devenit unul dintre cele mai importante puncte pe harta turistică a României. În ultimii 10 ani ei s-au organizat diverse concursuri locale, județene și naționale, precum și Raliul Salvamont. Începând cu anul 1999, în zona Straja s-a desfășurat programul Viața, care face parte din programul Aventura în Vest, inițiat în anul 1950 în Statele Unite ale Americii și Anglia. Uniunea Europeană acordă burse școlare tinerilor care lucrează în cadrul unor astfel de programe. După 6 ani în care a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea zonei urbane dealul cetății Deva, în sfârșit cetatea își deschide porțile pentru turiști. După 6 ani de la semnarea contractului de finanțare și 3 ani de la începerea lucrărilor propriu-zise, cetatea Deva este pregătită să își primească turiștii. În cadrul proiectului Reabilitarea zonei urbane dealul cetății Deva au fost reabilitate incintele 2 și 3. Sunt mai multe trasee de vizitare ale cetății, fie cu pornire din poarta 1 și cu urcare pe acea scară numită în timpul execuției Maiașă, dar nu este recomandat a fi numită așa. Ea are peste 217 scări, se urcă și de la poarta 1 se poate ajunge până în platforma artilerie, camera artilerie, după care se poate veni în incinta 2 să se vadă bastionul semicircular, scara semicirculară și încăperile anexe și să se meargă spre zona cuptoarelor. Ar fi alt traseu de urcare cu monolinerul, cu ascensorul înclinat în incinta 3, venit pe parte de incintă 2, platformă de artilerie vest și coborât pe scară. Reabilitarea incintei 3 a presupus lucrări de pregătire, conservare primară și consolidarea zidurilor, restaurarea porții 1 și amenajarea spațiului interior ca punct de informare pentru vizitatori, restaurarea porții a 2 și amenajarea spațiului interior ca spațiu de expunere costume medievale, restaurarea camerei artileriștilor și amenajarea spațiului interior ca spațiu de expunere arme medievale, piese de artilerie. În ceea ce privește reabilitarea incintei 2, au fost executate lucrări de restaurare a bastionului semicircular Betlen, reabilitarea scării semicirculare Est, au fost reabilitate alei pietonale și drumuri de acces. În ansamblul lor, lucrările au fost următoarele. Refacere ziduri, refacere obiective, poarta 1, poarta 2, castel Betlen și cameră de artilerie, platforme de artilerie, refacere alei și drumuri și iluminatul arhitectural. Primarul Petru Mărginean speră ca, odată cu redeschiderea accesului turiștilor pe cetate, începând cu data de 1 aprilie, numărul persoanelor care vizitează orașul reședința județului Hunedoara să se dubleze. Cetatea poate să aducă un profit financiar la bugetul local și se poate dezvolta și pe verticală și pe orizontală din punct de vedere turistic, dar se poate dezvolta și cultural. În viitor vom face o strategie ca în incinta cetății să se desfășoare evenimente culturale, iar visul meu este ca după ce se va finaliza și incinta 1, Opera Night să se țină în vârful cetății. Proiectul în valoare de peste 38 de milioane de lei a fost finanțat din fonduri nerambursabile, aproape 22 de milioane de lei și bani de la bugetul național. La final vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la 17:30. Să aveți o seară cât mai bună!